Bună seara! Bună seara, amigos! Buenas noches, amigos, prieteni! Azi este Sfântul Constantin și Elena în România. Și hai să citesc de aici că mai înainte de a se încheia ziua de azi, când românii îi sărbătoresc pe cei care poartă numele de Constantin sau de Elena, vreau să reînnoiesc omagiul meu pentru cel care a fost Constantin Pârvulescu. Deși în săptămâna 19-25 noiembrie 1979 aveam vârsta de 19 ani și 11 luni, fiind eu la acea oră un prahovean militar în termen în una dintre unitățile militare din Oradea, nu pot spune că am cunoscut cuvântarea lui Constantin Bârbulescu mai înainte de apariția și explozia YouTube. Adică, mai precis, m-am intersectat cu acest video și mi-a atras atenția cam pe la sfârșitul lui 2019, începutul lui 2020. Data apropiată de data pe care am decis, de data când am decis să-i dedic această pagină web. 21 a 5 a 2, nu, 2 a 1 a 2020. Chiar dacă în decursul celor 40 de ani care au trecut între noiembrie 1979 și noiembrie 2019 voi fi auzit ceva rumori despre treaba asta, memoria mea nu își poate aduce aminte mai nimic despre aceste rumori. Din punctul meu de vedere, omul acesta a fost un erou, un martir, anticeușist și anticomunist. Nu este ușor însă de explicat tot acest raționament care pe mine mă conduce la o astfel de concluzie. Dar în măsura timpului disponibil, eu voi încerca. Deci, aici e tradus traducerea automatică și aici va fi traducerea, în final, traducerea textului în limba spaniolă, în cazul ăsta, la un nivel de traducere de care măcar eu să fiu mulțumit. Adică, aici este un video cu Constantin Pârvulescu și aici este o imagine a lui luată de aici din Wikipedia. Văd că și rușii spun câte ceva destul de corect despre el și spun așa rușii: născut în satul Olănești, azi județul Vâlcea, din sudul României, într-o familie muncitoare, a fost unul dintre cei 7 fii ai familiei. A lucrat ca lăcătuș. În 1912 a început să participe la cercurile social-democraților. Din 1919 până în 1921 a fost voluntar în rândurile armatei sovietice. Din 1921 a fost membru al Partidului Comunist din România, a fost unul dintre fondatorii acestuia, a absolvit școala de partid din Moscova în 1926. La începutul anilor 1930 a fost angajat în activități de partid. În 1934 a fost condamnat la 10 ani de închisoare, ulterior pedeapsa fiind comutată. Din 1945 a fost membru al Comitetului Central al Partidului, din 1952 a fost membru al Biroului Politic. În 1948, 1949 și 1953-1961 a fost președintele Parlamentului, adică Marea Adunare Națională a României. În noiembrie 1979, la congresul al 12-lea al Partidului Comunist Român, s-a opus realegerii lui Nicolae Ceaușescu.
El a acuzat Congresul că ignoră problemele reale ale țării și cultul personalității ceaușiste. Bârbulescu a fost dat afară din sală, lipsit de mandatul său de delegat la Congres și plasat în arest la domiciliu. Pe 16 decembrie 1980 a fost exclus din partid. În martie 1989, împreună cu alți 5 dizidenți de stânga, Gheorghe Apostol, Alexandru Bârledeanu, Grigore Răceanu sau Răceanu, Cornelu Manescu și Silviu Brucan, a publicat o scrisoare deschisă, cunoscută și sub numele de Scrisoarea celor șase. Acest document a fost critic la adresa politicilor lui Ceaușescu și a fost distribuit de posturile de radio România, Radio Europa Liberă și Vocea Americii. Semnatarii au fost arestați de securitate și trimiși ulterior în exil. Deci în 1979, când toată lumea mergea, să zicem așa, ca oile spre o singură direcție, Pârvulescu a spus așa, aici, o să las un minut, două, să vedem dacă, adică, dacă las mai mult, pe urmă îmi refuză YouTube-ul video înregistrarea mea pe motiv de plagiat. Tovarăși președinte, rog să mi se dea cuvântul. Am fost înscris pe listă. Da, și eu prima zi. Nu ați fost la mine înscris aici. Le dai la și dați la secretaria, sau Congresul a aprobat. Congresul a aprobat. Să facă declarație. Da, da, de cuvânt. Are cuvântul toată și Constantin Părbulescu. De ce nu e? Bine, domnule. Tovarăși, am împlinit anul acesta 60 de ani de când sunt membru de partid. Din acești 60 de ani, cam 55 sunt în organele de conducere ale partidului. Am merite mai puține decât acest Păunescu, care a spus vrute și nevrute ieri. Nu așa. Ca să ocupe tribuna acestui congres. Tovarăși, am fost uimit cum s-a desfășurat pregătirea acestui congres și însăși congresul. Cum se poate, tovarășe, când la acest congres, unde sunt atâtea probleme foarte importante de discutat și multe lipsuri și neajunsuri de dezbătut și găsit soluții pentru îmbunătățirea lor. Întotdeauna noi comuniștii, când ne-am adunat la congres, am vorbit într-adevăr și de părțile noastre pozitive și de ce am obținut, dar mai cu seamă. Bun, o să mă opresc aici pentru că, pe urmă, nu-mi dă ăștia voie să... Cred că îmi taie ăștia posibilitatea de a publica ce am de publicat. Și mai bine deschide fiecare video și urmărește fiecare în dreptul lui ce spune omul ăsta, ce spunea în 1979. Deci am spus eu aici o chestie, da. Avem aici, deci în 1900 noiembrie 1979, conform afirmațiilor lui Pârvulescu din video, în 1979 împlinise 60 de ani de vechime ca membru al Partidului Comunist și 55 de ani
vechime în funcțiile de conducere ale acestuia. Deci el era membru de partid, să zic așa, comunist, din 1919. Aici, mai jos, este o transcriere a înregistrării a ceea ce a spus Ceaușescu la referitor la cuvântarea lui Părvulescu. Și e interesantă de citit, dar nu stau să o citesc acum. Vreau să arăt că am găsit și un ziar, ăsta de aici, cu un ziar din 1979, din sâmbătă, 24 noiembrie, deci, pe câte am înțeles, congresul ăsta s-a terminat vineri sau sâmbătă, nu mai știu. Ia, ăsta e 24 noiembrie. Da, nu știu când. Cred că s-a desfășurat vreo 4 zile. Că vorbea Părvulescu de ceea ce vorbise ieri. Nu știu care pe unde. Și vedem aici cei care ne-am născut mult mai înainte de 89. Ne aducem aminte. Unii poate cu aceeași neplăcere ca și mine, de o lume care exista pe atunci, iată nume pe aici care ne aducem aminte de ele. Deci, membrii Comitetului Politic Executiv, Ceaușescu pe primul loc. Secretariatul Comitetului Central, Ceaușescu pe primul loc. Iosif Banc, da. Alexandrina Găinușe, da, 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 și aici cuvântarea lui Ceaușescu. Grandioasa manifestație populară din Piața Republicii, după încheierea lucrărilor, înseamnă că s-a adunat lume ca să să-l aplaude, ca să ia să văd eu. Ia. Deci dacă copiez, nu. Ia să văd dacă copiez de aici. Ce se întâmplă? Da, ar fi de interesant de așezat textul ca pe pagină întreagă. Ca să 80.000 de cetățeni, tineri și vârst, nici muncitori și intelectuali din capitale, pentru a-și exprima bucuria și entuziasmul față de hotărârile adoptate în de istorie ca istoricul congres. Da, și apariția în balconul Partidului Republicii Socialiste România, Palatului Republicii, a tovarășului. Mă rog, și aia ar fi în pagina 4, dar pagina 4, ba da, e și pe aici. Nu, a, da, da, uite că e și pagina 4, uite aici o listă cu membrii
Comitetului Central de pe acea vreme. Da. Recepție oferită de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, un grup de delegați Hunedoreni la Congres. Și aici încheierea lucrărilor Congresului. Nu cred că vorbește ceva de Părbulescu. Au luat cuvântul Ion Blăgăilă, Cecilia Visteanu, Bogor Francis, Petre Lupu, Lidia Urlădean, Ion Tutu, Petre Dănică. Ia să văd dacă dau de pe Unescu. Nu se vede. Scăldescu. În fruntea partidului, a țării, Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului. Aici arată niște oameni în fața televizorului, moment emoționant în fața micului ecran. Redacția și administrația, Petroșani, Strada Republicii, Secretariat, Paru. Da. Gheorghe Scorpie, ce nume avea și omul ăsta. Vasile Rusu. Da, deci urmare din pagina 1. Asta e cu grandioasa manifestație. Dar nu văd aici cu Păunescu ăsta de care vorbea. Și asta e tot din pagina 1. Urmare încheierea lucrărilor Congresului. Ia. Puneau un pic la început acolo și mai departe grosul. Asta-i. Ia să văd dacă dau de pe Unescu ăla de care zicea. Nu, aici e numai cuvântarea lui Ceașcă. Bun. Deci, cine vrea să citească, citește. Da. Și Ceaușescu zicea așa: nu pentru a stimați tovarăși, nu pentru a răspunde unei provocări am luat cuvântul, ci pentru a lămuri Congresul că Constantin Părbulescu nu a fost întotdeauna în conducerea partidului și o bună parte din anii legalității a trăit în afara poporului, rupt de partid, rupt de popor. Cred că se referă la perioada cât a fost Părbulescu în Rusia sau în URSS. Ia să ne uităm la versiunea românească la Wikipedia. Aici. Aici m-am uitat eu la versiunea în italiană. Aici m-am uitat la versiunea în engleză. Și asta la română, parcă mă uitasem și la cea în franceză. Ia să vedem în asta românească ce avem aici. Deci Constantin Bărbulescu s-a născut la 10 noiembrie 1895 la Olănești, Vâlcea, România. Și a murit la 11 iulie 1992 în București. A fost unul dintre fondatorii Partidului Comunist din România și un oponent activ al lui Nicolae Ceaușescu. A fost de profesie ajutor mecanic, lucrând la atelierele CFR Tighina din București. Prin împrejurări nelămurite până acum, a ajuns în Ucraina, unde a lucrat 2 ani ca mecanic de moară într-un sat. În perioada războiului civil din Rusia, a intrat voluntar într-o anume
armata sovietică Poltava, 1919-1921. Ce-o fi asta? Nu, ia să văd. Ce-o fi asta aici? Poltava. Ia să vedem. Dacă îl întrebăm pe Google, el ce ne spune că este Poltava? Bătălia de la Poltava. Între armata a țarului Petru I al Rusiei și al regelui Carol al XII-lea din Suedia. Și este una dintre cele mai faimoase bătălii ale marii bătălii, marele război din Nord. A terminat cu victoria rusă. Inițiind sfârșitul regatului Suediei ca potență în Europa. Da. Bun, hai să mă duc înapoi la asta noastră românească, unde era? Aici. Deci, în 1921 a devenit membru al Partidului Comunist din România, a fost președintele Comisiei Centrale de Revizie. Între 1921-1926 a fost la Moscova, unde a absolvit o școală superioară de partid. Între 1926-1929 a fost încadrat ca mecanic la uzina de motoare și aviație Moscova. După 12 ani de absență a revenit ca prim secretar al regionalei Basarabia-Chișinău, 1929-1931, apoi membru al conducerii PCDR. În 1934 a fost condamnat la 10 ani de închisoare în contumacie pentru implicarea în organizarea sindicatelor roșii și a fost arestat un an mai târziu la Praga. A fost condamnat iarăși în 1937 la 7 ani de închisoare corecțională, sentință comutată în 3 ani de închisoare, dar fișele sale de cadre îl menționează deja efectuarea unei pedepse în penitenciarul Jilava între 1936-1939. După ieșirea din închisoare a fost ales, numit prim secretar al regionalilor de partid din Prahova și Dobrogea. Iar în 1941 a devenit membru al secretariatului PCDR condus de Ștefan Foriș. Când s-a certat cu acesta, a fost scos din funcție și pus să-și facă autocritica în 1943. La vremea aceea, Foriș se plângea de nivelul politic scăzut al lui Pârvulescu. A făcut parte din conducerea operativă alături de Emil Bodnăraș, Iosif Rangheț,
Ana Paucăr, Vasile Luca, Gheorghe Gheorghiu Udej și Teohari Georgescu. Văduv din 1942, Pârvulescu a avut o relație amoroasă cu Ana Toma, soția lui Sorin Toma, viitorul redactor șef al ziarului Scânteia, aflat în anii războiului în URSS. Ana Toma a fost ulterior martoră a acuzării în procesul Pătrășcanu, învinuindu-i de trădare pe membrii secretariatului condus de Ștefan Foriș și cu dovada propriei sale neglijențe. Iar Constantin Pârvulescu, președinte al Comisiei de Control al Partidului, a certificat acuzări imaginare plătite cu viața de ilegaliștii Ștefan Foriș, Lucrețiu Pătrășcanu, Vasile Luca, Remus Köffler și Emil Kalimanovici. În 4 iulie 1944, Emil Bodnăraș a înlocuit pe secretarul PCDR Ștefan Foriș cu tripletul format din el însuși, Constantin Pârvulescu și Iosif Rangheț. A fost trimis în URSS pentru organizarea diviziei Horea, Cloșca și Crișan, noiembrie 1944, mai 1945, dar după cum relatează Alexandru Bărlădeanu, organizarea diviziei era de fapt un examen, o socoteală despre ceea ce știa, ce au făcut comuniștii români în vremea războiului. A fost membru al CC, al PMR, 21 octombrie 1945, până în 60, iar în 52 a fost ales în biroul politic. Constantin Pârvulescu a fost deputat în Marea Adunare Națională, a fost președinte al Marii Adunări Naționale, prima oară între decembrie 1948 și iulie 1949, Da, deci el a fost tot un comunist, ca toți comuniști acolo, dar îi dădea socotelile altfel, astfel încât ajunsese în interiorul comunismului lor acolo să se opună cultului personalității care începuse să se să-și-l creeze Ceaușescu, începuse să îl acorde poporul român care îl acorda cultul ăsta. Și murit în 1992 la 96 de ani. Da, mie mi se pare că a avut un curaj extraordinar să se opună singur a tuturor coioți care erau acolo, ca să zic așa, că ăștia te mănâncă. Bun, și am să scriu eu mai, am să continui eu să-mi dau eu cu părerile aici, deocamdată vreau doar să apuc să-l reamintesc opiniei publice mai înainte de a se face ora 24, dar deja s-a făcut. Adică aș fi vrut de Constantin și Elena să-i